se acorde doamnei Livia Iliana Celia premiul 2 la secțiunea solist vocal al Festivalului Concurs Național Maria Tănase. Așadar, Livia Iliana Celia, doamnelor și domnilor, cea pe care ați ales-o și dumneavoastră, câștigătoarea premiului de popularitate, iată, a fost premiată de juriu cu premiul al doilea. Felicitări, Livia! Vă mulțumesc pentru că mi-au mai trecut emoțiile. Vreau să mulțumesc și eu orchestrei Maria Tănase și dirijorului Nicu Crețu și vă mulțumesc dumneavoastră că ați avut încredere în mine și sunt mândră că sunt olteancă și v-am reprezentat în acest festival mare. Mulțumesc juriului că a avut încredere să-mi acorde acest premiu și vreau să-i mulțumesc, nu pot să spun profesoarei, nici mentorului, mamei mele, celei de-a doua mame ale mele, Aurelia Popescu Preda, pentru că a avut încredere și mi-a înmânat doina și cântecul dumneaei să le cânt pe această scenă în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet! Doamnelor și domnilor, așadar, premiul al doilea la secțiunea soliști vocali merge la Livia Iliana Celea. Te ascultăm, Livia, succes! Bate vânt de primăvară, toate plugurile mi-ară, of, nu mai plugul meu nu ară, că e Gheorghe-n concentrare, concentrat de ani de zile, nu știu, vine ori nu vine. Veni rău amint din sat, fusă și am întrebat, pe al meu l-au lăsat. Și mi-au spus că l-au lăsat la cimitir în Bârlad. Într-o zi de dimineață, îmi luai fata mică în brață. Cu ochii tăi de trandafir mă duc să-i la cimitir. Acolo când ajuns să-i pe un jelit mă pus să-i. Și cum stau și mă jeleam din mormânt parcă auzam. Plânge soțioară, că eu nu mai ies afară. Dacă nu ești mulțumită, du-te acasă, te mărită. Dar să nu uiți de copii, să nu-i străinezi la alții, de nu i-ai putea creștea să-i dai fata lui muma. Cum în caza mă de varză, dar s-o știu că o am acasă. Com în caza mă îngroșată, dar n-o știu înstrăinată. Nici la altă masă stată, să zică la altul tată. Fata mare să făcea cu un băiat să mărita. La Bârlad că se ducea, acolo când ajungea începea și să jelea. Ești
tăticul meu, of cum ai vrut Dumnezeu. Cine m-a învățat pe mine ce rău și ce e bine? Că mama s-a îmbolnăvit, că prea mult i-a muncit, nici o milă n-a avut, nici o milă n-a avut.